Bună dimineața, oameni buni! Am luat-o la pas prin Salonic. Ne-a mai răsfirat puțin. Părintele Radu și cu Lucian au plecat deja. Am mai rămas doar 5. Finul Radu a rămas la Uranopoli să ia un alt grup. Așa că... Astăzi... A plecat am 9 din Vaslui și cu sergentul 10. Acum suntem un pic mai puțin. Am venit la Hagia Sofia cu Damian, prima oprire aici. Și o să mergem înăuntru să vizităm puțin și o să rog pe Damian să ne explice puțin despre arhitectura bisericii și despre istoricul ei. Și dacă o să apară reacția, bine vă băieți, bine că a stat 3 zile, 4 și acum tot în biserică intrați, este totuși cele mai vechi monumente ale Tesalonicului. O să stăm un pic mai pendelete, apoi să explicăm că orașul ăsta are 2000 și ceva de ani de istorie. Așa că era evident că printre cele mai vechi monumente sunt unele de factură religioasă. Acum, dacă ne uităm și înainte să intrăm în biserică, vedem că structura ei nu este ortodoxă. Nu e tipică în sensul că noi n-am fi obișnuiți astăzi cu un asemenea tip de structură. Este o structură patrulateră, așadar avem de-a face de data aceasta cu o biserică în formă de navă. În mod normal astăzi, bisericile sunt construite în așa fel încât planul lor să reprezintă o cruce. De data asta este vorba de primul tipar de biserică, cel tiparul zis basilical. În limba greacă, Vasilikia înseamnă casa împăratului și erau inițial locuri a adunărilor populare. Putem să vedem pe partea stângă, unde începe o arcadă, că biserica avea o incintă în față. Iar faptul că noi suntem mult sub nivelul străzii de astăzi arată nivelul de călcare al orașului în secolul IV, când a fost construită această basilică. Deci orașul s-a înălțat prin moloz și prin alte deșeuri rezultate în urma construcțiilor cu, iată, cât ziceți să fie, dacă eu am 1,70 m, mai e încă atât deasupra mea, deci avem vreo 3 metri și ceva. Sub nivelul străzii. Da, asta înseamnă, suntem la nivelul la care călcau oamenii undeva prin anii 300 și. Asta înseamnă dezvoltarea marilor metropole. Se poate întâlni și în București, de exemplu, dacă mergea la Biserica Doamnei, o să vedem la fel. Am fost împreună biserica, într-un tur, da, e mai jos. Aduc aminte, dacă mi-a arătat într-un tur de-a nostru. Haideți să intrăm, o să vorbim un pic mai încet, fiindcă suntem într-o biserică. Ansamblului, observăm din start o particularitate. Biserica asta nici ca împărțire interioară nu seamănă cu ceea ce suntem noi obișnuiți să vedem. Nu este un singur corp de navă, ci colonadele împart nava centrală sau arhitrava în trei secțiuni. Avem două secțiuni laterale pentru șederea credincioșilor. Biserica inițială, așa cum se văd încă la arcade, ar fi fost pictată și împodobită cu mozaicuri. Bineînțeles că trecerea timpului și-a spus cuvântul. Pe laterale vedem capiteluri corintice, dar cu o reinterpretare care le-a dat ulterior în arhitectură denumirea de capiteluri bizantine. Unele dintre ele sunt împodobite cu semnul Sfintei Cruci, în schimb altele, mai spre altar, se observă că poartă unul dintre cele mai cunoscute semne vechi creștine. Este vorba de hrismă. Ca să putem să-l arătăm mai cu precizie, putem să ne concentrăm asupra celui de deasupra icoanei din fața noastră, acolo unde este crucea centrală deasupra icoanei, în dreptul candelei, sub cruce se vede exact același semn. Se observă un X și un P în limba română. De fapt, în limba greacă, X este H și P este litera Rho. Deci avem inițialele HR, care nu trimis la Human Resources, este inițiala numelui lui Hristos. În limba greacă, potrivit tradiției, este semnul pe care l-a văzut Sfântul Împărat Constantin cel Mare înainte de bătălia de la Pons Milvius, însoțit de cuvintele en tutonica în limba greacă sau în latină in hoc signo vinces, prin acest semn vei învinge, și pentru că l-a pictat pe scuturile soldaților săi, asta i-a atras victoria în fața lui Maxențiu, pentru că soldații creștini din tabăra rivalului au trecut în armata lui Constantin cel Mare. Observăm tot ca diferențe de plan faptul că nu există catapeteasmă în sensul clasic al cuvântului. Catapeteasma prezentă acum mult mai scundă este cu siguranță o adăugare recentă. Vechile biserici nu aveau altar. Nu aveau separat corpul altarului. Altarul este clar cel de sub semicalotă, de sub semicupola din față, dar nu era separat.
de restul corpului credincioșilor. Din punctul ăsta de vedere, iarăși o afirmație istorică limpede, bisericile romano-catolice conservă vechea arhitectură creștină, ele în continuare nu au spațiul altarului. Este delimitat, dar nu este ecranat. Nu e blocat vederii. Și vedem totodată lateral balcoanele sau cafasurile de unde puteau să asiste credincioșii la slujbă. E o arhitectură foarte similară cu, vis-a-vis de ceea ce am mai filmat aici, unde am mai mers împreună până acum, cu biserica din Betlehem, cu biserica nașterii. Și aceea conservă o formă similară. Este tiparul clasic de biserică aparținând antichității târzii, perioadei de declin și ulterior de cădere a Imperiului Roman. Imperiul Roman de apus, când se face tranziția spre perioada bizantină. În stânga vedem tot așa un element decorativ specific perioadei antichității târzii. Este vorba de amvon. Amvonul este de regulă balconașul de la care se rostește predica sau omilia zilei, pentru că este o biserică din primul tipar. Amvonul, dacă a fost amplasat original, nu este amplasat la balcon, ci este amplasat la nivelul podelei. Deci așa arată cel mai vechi tipar de biserică creștină. Aici cred că e ceva sub, că am văzut niște sticlă. Eventual, cum a fost original mozaicul. Se păstrează din pavimentul original. Cum am spus și la Muntele Athos, arta mozaicului a cunoscut cea mai mare înflorire în cadrul Imperiului Roman. Și vedem în felul acesta vechea împodobire a pavimentului bisericii. De remarcat un fapt, cred că se poate vedea și cu ochiul liber, lipsește un semn decorativ de pe pardoseală. Ceva ce întâlnești des într-o biserică, n-ai să întâlnești niciodată pe podele. Semnul crucea. Da, semnul Sfintei Ca Cruci. Ca să nu calci pe cruce. Exact. Există legislație canonică bisericească care spune limpede că nu se permite călcarea pe semnul Sfintei Cruci. Și de asemenea, eu nu sunt de acord nici cu punerea crucii sau chipul Maicii Domnului pe candele astea pe care le aprind oamenii, pentru că după aia se aruncă la gunoi, știi? În general, okay. Da, simbolurile sfinte. Și am văzut pe foarte mulți care comercializează candele sau ceva, că pun cruce sau pun chipul Maicii Domnului sau sfinți sau ceva. Da, știi? Nu e o treabă regulă. Ar trebui și aici biserica să intervine puțin, să interzică comercializarea asta cu etichete, știi? Să pună niște etichete normale. Ca un sfat practic vis-a-vis de cum poți să dispui de asemenea obiecte, să presupunem că ai mai multe iconițe din acelea de hârtie care ți se dau la diferite ocazii și la un moment dat nu știi ce să faci cu ele. Maniera preferată și pe care o știu și eu de la un părinte este să le pui undeva în spațiu curat, da, și să le arzi. Așa, observăm că sunt trei altare. Da, biserica are trei altare. Just. Păi gata, deja e clar că în curând devin de suet. Desuet. Vorbesc eu și ții tu telefonul. Dacă mi-ați văzut calitățile de a filma până acum, v-ați mai gândi. Este exact ca și în cazul mai multor locașuri de cult de la Athos. Am văzut că este un loc unde se pot săvârși trei sfinte liturghii, cu condiția, bineînțeles, să nu fie același preot oficiant. Nu poate să săvârșească un preot de două ori. Și nici în același timp. Nu. Nu pot fi suprapuse, ca să zicem așa, liturghiile în cadrul Sfântului Lăcaș, dar asta servea, de exemplu, pentru biserici care deserveau comunități mari. Dacă unii nu ajungeau la o slujbă, le se putea face slujbă ulterior. Da. De faptul că ai trei altare, nu te obligă să săvârșești trei liturghii zilnice. Și vedem că are o decorație cumva adaptată biserica. Nu știu care ar fi situația cu păstrarea picturii și a mozaicurilor vechi atât cât se mai conservă. Nu știu dacă există un plan de reîmpodobire. În majoritatea situațiilor se preferă să fie lăsată exact așa decât să îi se altereze, să spunem, armonia originală.
Adică e un curent la care subscriu și eu că e cumva contraproductiv să pictezi o biserică veche de 1700 de ani cu stilul de astăzi al picturii. Deci împărăteasă. Aliki. Cred că este numele, dar n-aș ști să spun. Mie după aspect îmi pare mai degrabă Sfânta Împărăteasă Olga și cred că așa se scrie în neogreacă. Sfânta Împărăteasă Olga este considerată Elena a Rușilor. Sfânta Elena a Rușilor este, cred că e bunica Sfântului Vladimir cel Mare, prima dintre conducătorii Rusiei care s-a creștinat. A mers personal în Bizanț și a primit botezul. Și aici ce scrie? Kirana. Așa am citit și eu, uite că mă pricep. Che Thaumaturgo. Sfânta neomartiră Kirana Taumaturga. Taumaturgia, am vorbit despre un pic la Atos, este harisma cu care sunt de care se vrencesc unii sfinți, să vindece de boală prin atingere. Este ceea ce putea să facă și Iisus. Când se spune că femeia care avea curgere de sânge de un număr de ani, doar s-a atins de veșmântul ei, de veșmântul lui și s-a vindecat. În Grecia, după cum putem vedea, este foarte dezvoltat și cultul neomartirilor. 1920. În general, când avem de-a face cu neomartiri, vorbim de creștini martirizați preponderent în perioada otomană. Tesalonicul s-a aflat sub stăpânire turcească vreme de aproape 500 de ani, din 1430 până în 1912. Este printre ultimile teritorii grecești eliberate. Aici vedem, bineînțeles, cum am putea să vedem în oricare biserică ortodoxă, iconostasuri, dar pentru că biserica are trei altare, avem și mai multe iconostasuri, dispuse iarăși într-o manieră un pic necaracteristică bisericilor ortodoxe, în sensul că nu avem tetrapozi pe care să fie puse icoanele, toate sunt puse în ramă. Vedem sfinții cei mai populari ai Greciei, Sfântul Luca, Evanghelistul, Sfântul Nectarie din Egina, unul dintre cei mai ușor de recunoscut sfinți în reprezentare iconografică, dar i-am văzut la intrare, să mergem și acolo, probabil că sfinții patroni ai Tesalonicului, sfinții cei mai apropiați de istoria orașului, sunt cei doi înfățișați în iconostasul din dreapta, îl avem pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, cel care, potrivit tradiției, a fost martirizat la Tesalonic în timpul prigoanei lui Galerius, ultima mare persecuție împotriva creștinilor, fiind soldat în armata romană. Există și tradiția cum că ar fi fost originar din Tesalonic, dar majoritatea cercetărilor tind să indice mai degrabă orașul Sirmium ca fiind locul său de origine. În secolul IV-ul avem așadar pe el, este cel care se spune că a apărat orașul în calea asediilor din perioada medievală, în timp ce alături vedem pe un sfânt pe care l-am pomenit și la Atos, pentru că este originar din mediul atonit. Este vorba de Sfântul Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului în secolul XIV și cel care a fundamentat teologia isihastă, teologia energiilor necreate ale lui Dumnezeu, care pot intra în contact cu omul prin rugăciune și prin isihie, prin liniștire, prin coborârea minții în inimă. Asta este esența rugăciunii isihaste, rugăciune care pune mare preț pe repetarea formulei Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și prin repetarea acesteia și concentrarea asupra omphalos, asupra ombilicului, se poate obține coborârea minții în inimă și se poate obține rugăciunea curată, însoțită cel mai adesea de vederea luminii taborice și de o suită de harisme. Sfântul Ierarh Grigorie Palama, susținut în mare parte de împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino, a avut destule de îndurat de pe urma acestei dispute, pentru că în Bizanț se găseau destui care îl contestau, erau și adepții curentului scolastic, cei grupați, să spunem așa, în jurul lui Varlam de Calabria. Și, drept urmare, viața sa a fost destul de agitată. A avut de înfruntat și primele atacuri turcești, fiind la un moment dat chiar răpit de turci, dacă nu încurc eu datele. Și cei doi rămân sfinții ocrotitori ai Tesalonicului, un oraș care și-a păstrat în mare parte conștiința creștină și spiritul identitar datorită acestor sfinți care sunt patronii lui până astăzi.
La câteva minute de mers de la Biserica Sfânta Sofia, ne regăsim în Forumul Anticului Tesalonic. Este centrul oricărui oraș din lumea greco-romană. Putem să vedem o rămășiță a anfiteatrului în direcția în care filmați dumneavoastră. Este peretele circular care asigura tribunele pentru spectatori. În zona centrală rectangulară vedem piața publică, agora, în limba greacă, forum în limba romană și, bineînțeles, mărginită de o serie de clădiri unde erau adăpostiți fie prăvălii, puteai să ai, fie oficial, fie cum vedem în partea din stânga și se vede clar că se continuă și înspre punctul opus de unde ne aflăm noi, să ai băi publice, pentru că igiena era o treabă extrem de importantă în lumea greco-romană. Am trecut alături și pe lângă secțiunea toaletelor, erau așezate una lângă alta, nu exista încă reținerea de a face anumite treburi cu spectatori. Trebuia întotdeauna să ai o cameră numită hipocaust, zona de unde se încălzeau cazanele cu apă caldă și erau trimise printr-o rețea de țevi ceramice la nivelul solului. Și bineînțeles că cel mai adesea în mijloc, dar nu știu despre cine era vorba la Tesalonic, aveai și o statuie, un monument care să-ți arate protectorul orașului, dar în perioada, asta este o moștenire a perioadei păgâne. Deci aici vorbim de o divinitate păgână sau și mai adesea un împărat. Acum, dacă toți suntem în centrul istoric al Tesalonicului, nu strică să spunem câteva cuvinte despre începutul acestui oraș. Tradiția istorică spune la fel că numele lui provine de la Tesalonice, care a fost sora lui Alexandru cel Mare, fiica lui Filip al Macedoniei. Tesalonica este considerat până astăzi principala metropolă a Macedoniei, luând în calcul disputa care există astăzi între guvernul elen și cel al Macedoniei de Nord, cum este corect să fie denumită de acum încolo, vis-a-vis de ce este mai exact Macedonia. Regatul antic al Macedoniei cuprindea atât teritoriile din Nord, independente astăzi, cât și teritoriul aflat astăzi sub Grecia. Vechea Macedonie era așadar statul din Nordul Greciei clasice, care devine principala putere globală în timpul domniei lui Alexandru Macedon. Sora lui, căsătorită cu Casandru, unul dintre diadohi, cei care i-au urmat lui Alexandru cel Mare și și-au împărțit imperiul creat de acesta, este cea care dă numele orașului, fondat cel mai probabil în anul 315 după Hristos. Deci de asta, când am spus că Tesalonicul are 2350 de ani aproximativ de istorie. În perioada Imperiului Macedonean este folosit adesea și drept sediu al puterii. Capitala anticei Macedonii era Pela, dar cu treptat Tesalonicul fiind foarte bine amplasat crește în importanță, până când intră pe mâinile romanilor în 165 înainte de Hristos, după bătălia de la Kinos Kefalai, capul câinelui, așa se numește locul. E momentul în care legiunea se impune în fața falangei. Alexandru Macedon lăsase moștenire tipul acela de organizare în falangă, războinic lângă războinic, sulițele în față, arătau ca un arici, în timp ce legiunea romană se dovedește a fi o unitate de luptă mult mai mobilă, mult mai versatilă, face praf falanga macedoneană și în felul acesta romanii în perioada Republicii încă devin stăpâni. Deci din 165 este sub stăpânire romană și rămâne sub stăpânire romană sau bizantină vreme de peste 1500 de ani. Este pierdut definitiv de către bizantini în 1423, deci cu 30 de ani înainte de căderea Constantinopolului. În perioada romană este una dintre perioadele de apogeu ale Tesalonicului, mai ales că devine și unul dintre primele centre ale creștinismului. Primar, Sfântul Apostol Pavel, tradiția ne atestă că a fost personal la Tesalonic și tocmai de aia în Biblie găsim două epistole către tesaloniceni scrise de Sfântul Apostol Pavel. Exegeza biblică spune că epistola întâi către tesaloniceni ar fi cel mai vechi text din cadrul Noului Testament. Așadar, aici creștinismul pătrunde destul de devreme, automat convertirea este majoritară în secolul IV, când este dată libertatea de cult. Paradoxal, orașul îl supără pe împăratul Teodosie I cel Mare, nu pentru că ar fi fost păgân, ci pentru că există o răscoală populară, fusese arestat un cunoscut conducător de care. Conducătorii de care erau, nu știu, fotbaliștii, piloții de Formula 1 ai perioadei respective.
erau vedete populare și în momentul în care omul ăsta este arestat pentru vreo infracțiune, populația orașului se răscoală, neștiind că cu Teodosie I cel Mare nu era exact persoana cu care să vrei să glumești. Drept urmare, mulți locuitori sunt masacrați. Este un asalt al orașului. Au mai fost mai multe episoade cu asemenea metropole. Se putea întâmpla la fel și cu locuitorii de Antiohia, din Siria. Din fericire, ei au fost salvați de către Sfântul Ioan Gură de Aur, care a ținut o serie de omilii către antiohieni, arătându-le greșeala lor de a nu se supune autorității imperiale. Păcat că n-au avut și tesalonicenii o asemenea figură. Dar orașul rămâne, așa este și cunoscut, îmi scapă termenul, limba greacă, dar este cunoscut ca un soi de locotenent de capitală, pentru că în majoritatea istoriei bizantine este al doilea oraș ca importanță din Imperiu, după Constantinopol. Este metropola Macedoniei, este principalul oraș european al Imperiului după capitală și bineînțeles că devine sediul districtelor administrative. În perioada în care Bizanțul pierduse mare parte din teritoriile sale europene, Tesalonicul rămâne sub posesia Imperiului. În momentul Sfântului Dimitrie îi dă un sfânt patron și sunt o întreagă serie de scrieri numite Minunile Sfântului Dimitrie, care relatează salvarea miraculoasă a orașului din fața asalturilor avarilor și slavilor din secolul 7. Și un ultim detaliu pe care îl putem menționa aici, deja am trecut în perioada medievală, este că din Tesalonic sunt originari Sfinții Chiril și Metodie, cei supranumiți apostolii slavilor, cei trimiși de împăratul bizantin, cred că este Mihail al IV-lea la momentul ăla, sau Mihail al III-lea, ceva din dinastia de Amorion, trimiși să-i încreștineze pe slavi. N-au fost trimiși în Rusia propriu-zisă de astăzi, au fost trimiși întâi în Crimea, unde au învățat limba slavilor, au alcătuit un alfabet zis glagolitic. Pentru prima oară au consemnat fonicitatea limbii slavilor. Greaca nu se pupa exact ca sunete până astăzi. Grecii, de exemplu, n-au ș în vorbire. Și luând din literele alfabetului grecesc, au fabricat un alfabet protoslav, să zicem. Nu are neapărat legătură alfabetul azi pe care îl folosesc majoritatea națiunilor slave. E numit chirilic, dar nu e tot aia cu ce au făcut oamenii ăștia acum 1200 de ani. Și după care se merg și principala lor activitate este în zona Moraviei, deci în zona Republicii Cehia spre Slovacia de astăzi. Acolo își desfășoară ei principala operă de evangelizare și de acolo creștinismul într-adevăr se răspândește în rândul tuturor neamurilor slave, majoritar ortodox, cu excepția slavilor de apus. Slavii de apus, cehii, slovacii, slovenii, croații, sunt majoritar romano-catolici. Mergem mai departe spre Sfântul Dimitrie. Important de precizat pentru cei care doresc să viziteze, unde este noi aici vestigiile astea romane, sunt exact între Hagia Sofia și Sfântul Dimitrie, la 3-4 minute de mers de fiecare. Da, orașul este dispus destul de compact, așadar nu implică deplasarea pe mari suprafețe. Mașina ca să... și poți să străbați Salonicul pe jos. Chiar cred că e contraindicat să mergi cu mașina, la ce trafic am întâlnit noi seara la ora 8-7. Hai să mergem. Pelerinii spre Athos. Dreapta, cred. Da. Opa, scuze. În față e Sfântul Dimitrie. În față e Sfântul Dimitrie, vezi? Acolo. Se vede de aici. Am ajuns la Sfântul Dimitrie, cam un minut și ceva, două am făcut de... la vestigiile romane. Avem și aici o icoană a Maicii Domnului, Panagia Tis Coroniotisis. Să spun cinstit, nu știu ce înseamnă Coroniotisis, dar toate sunt apelative date Maicii Domnului, ajutătoare, apărătoare. Iar aici putem să vedem și un exterior de biserică din perioada Antichității Târzii sau perioada Bizantină Timpurie, aproape impecabil prezervat. Vedem alternanța materialelor de construcții, pentru că niciodată când ne uităm la o asemenea structură, noi nu ne uităm la structura care stătea în picioare acum 1500 de ani, ne uităm la o clădire care a fost refăcută în mai multe etape,
folosind, plombându-se zidurile, propriu zis. Puteți să vedem aici, de exemplu, că se vede că e o nișă. E o arcadă în vechiul zid. Însă ai cu siguranță continuitatea cultului pe același ansamblu de peste 1500 de ani. Fără bliț, ok? Da. Avem aceeași structură cu trei nave, arhitrava în partea centrală. Ca și în cazul Bisericii Sfânta Sofia, vedem că se păstrează din pictura veche. În timp ce altarul i-a fost refăcută pictura, o pictură de factură cu siguranță mai recentă. În dreapta, la fel, unul dintre sfinții cei mai ușor de recunoscuți. Eu nu văd cum îl cheamă de aici, dar sunt 95% sigur că este vorba de Sfântul Atanasie cel Mare. Îl vedem întotdeauna cu veșmântul liturgic alternând cruci albe cu cruci negre. Ia uite, uite, un ecran scrie mai... Așa, iar mai sus nu e Sfântul Spiridon, că Sfântul Spiridon are un acoperământ de cap făcut din plătitură, da. Și deodată vedem arborat pe lângă steagul Greciei și ceea ce se consideră a fi steagul Imperiului Bizantin. Tehnic, bizantinii nu arborau steaguri, nu aveau noțiunea actuală de drapel purtat pe câmpul de luptă. Și am mai spus lucrul ăsta, vultul ăsta bicefal apare destul de târziu în istoria Bizanțului. În perioada comnenilor, de exemplu, avem vulturi cu un singur cap, dar putem să vedem un pic simbolismul la picioarele vulturului, deci pe lângă cele două capete, am spus, care simbolizează biserica și puterea lumească, avem într-o parte sabia, care este evident puterea militară, și în stânga, dreapta, cum ne uităm noi, este Globus Crucigerus, este unul dintre însemnele puterii imperiale. Globul în sine simbolizează lumea și este întotdeauna surmontat de o cruce, crucea arătând, bineînțeles, faptul că lumea se află în mâna lui Dumnezeu. Și dacă mutăm un pic imaginea asupra capitelului, de data asta vedem un capitel de pură influență bizantină, pentru că revedem imaginea pelicanului. Am văzut-o la Athos, este iarăși pelicanul care își rupe propria piele și cu propriul sânge hrănește sau își vindecă pui. Este imaginea tipică a lui Hristos. Aici cel mai adesea, cel mai probabil, avem de-a face cu capiteluri de la alte structuri care au fost reutilizate. Este un caz recurent în întreaga lume antică. Vechi construcții, vechi temple, respectiv alte edificii, fiind dezafectate, sunt reutilizate capitelurile la construcția actualului locaș. Dacă te uiți în partea dreaptă, aici, lângă perdere, se mai văd din vechile picturi ale bisericii. Da, sunt mai bine păstrate decât la Sfânta Sofia. Probabil că sunt și mai recente. Stilul de pictură, cel puțin cel pe care l-am văzut la intrare, nu e specific perioadei antichității târzii, este mai degrabă medievală. Știu că aici e și Sfânta Anisia. Moaștere, în afară de moaștere Sfântului Dimitrie, cred că nu mai știu, cred că aici, sau... Nu, aici sunt alte moaște. Aici este Sfântul Dimitrie. Acolo unde se închine lumea? Probabil. Pentru Sfântul Dimitrie, istoria sa este legată, cum am spus, de perioada ultimei mari persecuții împotriva creștinilor, din perioada lui Decius, deci de la începutul secolului III, până în timpul domniei lui Diocletian și a sucesorilor săi imediați, deci până la începutul secolului IV. Creștinismul din Imperiul Roman a suferit mai multe prigoane generalizate. Exista credința printre romanii păgâni că din cauza convertirii la creștinism a survenit și declinul Imperiului, pentru că creștinii erau majoritar pacifiști și credeau că se pierde spiritul războinic roman. Și mai exista, bineînțeles, marea problemă a faptului că
adepții religiei creștine refuzau să-l venereze pe împărat ca pe un zeu, îi se supunau ca autoritate de stat, dar refuzau să-l divinizeze, ceea ce a născut marile prigoane. Cea mai intensă a fost cea din timpul lui Diocletian, a cuprins întreg teritoriul Imperiului Roman, dar mai ales zona asta a Balcanilor și zona Orientului apropiat. Și unul dintre cei care au căzut victimă în timpul succesorului lui Diocletian. Diocletian se retrage împreună cu colegul său occidental înainte de finele secolului III și lasă domnia lui Constantius Chlorus în Apus, respectiv tatăl viitorului împărat Constantin cel Mare, și lui Galerius în Orient. Galerius este cel care, sub domnia căruia este martirizat Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care, fiind soldat în armata romană, refuză să se închine statuii împăratului și în felul acesta este ucis. Bineînțeles că e o narațiune mai amplă vis-a-vis de chinurile pe care le-a îndurat și totodată și despre aflarea moaștelor sale. E de la sine înțeles ce înseamnă apelativul de izvorătorul de mir. Și în perioada medievală, Sfinții Dimitrie și Gheorghe erau principalii sfinți militari ai bisericii, de regulă cu icoanele lor pe prapuri se plecau armatele la luptă. Trebuie să ne ducem pe partea alta, să ne închinem la moarte. Suntem un pic pe contrasens. Da. Și aici cel mai probabil avem și un martirologiu. Da, se poate coborâ sub altarul principal al bisericii, unde foarte adesea erau ascunse sfinte moaște. Sau se amenajau baptisterii. Spații dedicate botezului. O micuță catacombă. Da, după ce ați văzut dumneavoastră, Vietnam e... Vedem rămășițe din vechea arhitectura bisericii. De observat un lucru, doar un pic, vis-a-vis de scriere, nu mă pricep să descifrez neapărat, dar încă nu apăruse spațierea în cazul cuvintelor. Cuvintele erau trecute alăturat, ceea ce îngreunează, bineînțeles, lectura. Astăzi ar părea atât de normal să pui spațiu între cuvinte, dar la vremea aceea încă nu se știa de lucrul acesta. Da, aici nu avem, Morențoa, nu avem de-a face cu un baptisteriu, cu un loc unde se botezau cei care alegeau să se convertească la creștinism. În perioada convertirilor, botezul în sine, nu mă refer liturgic, liturgic el are aceeași însemnătate până astăzi, dar ceremonia propriu-zisă era o ceremonie mult mai fastoasă, mai ales că de multe ori se botezau persoane adulte. Persoane adulte care se îmbrăcau într-o cămașă albă. Și intrau aici, nu? Da, și intrau să se boteze în bazinul amenajat sub altar. Bineînțeles, asta după o perioadă destul de îndelungată de pregătire. Era perioada catehumenatului, perioada când învățai doctrina creștină. Tocmai de aceea noi avem până astăzi, în cadrul cultului Sfintei Liturghii, liturghia zisă a catehumenilor. Este marcată după... Ecterea întreită, sper să nu fi încurcat eu tipicul, de expresia cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți. Adică erau cei care încă nu erau creștini și atunci ei nu puteau să asiste la prefacerea darurilor, așadar, în momentul acela se retrăgeau din biserică, exista un grup aparte de slujitori bisericesc numit ostiarii, cei care închideau ușile, pentru că se spune până astăzi ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Și ulterior doar cei botezați puteau să asiste, dar odată ce își însușeau credința creștină, făceau mărturisirea de credință și episcopul locului cel mai adesea era de acord cu botezul lor, primeau ceremonia botezului în cadrul acestui spațiu liturgic. Aici e planul subsol unde suntem noi acum, da. Nu? Suntem aici. Salutăm! Doamne ajută, sănătate! Îmi permiteți să fac și o poză cu noastră? Sigur, sigur! Doamne ajută! Doamne ajută! Și noi venim din Atos! Da, foarte bine!
Hai, lasă-l pe Mircea. Da. Vreți împreună? Nu. Facem după. Mulțumesc mult de suflet. Plăcere. Mulțumesc sigur, și pentru sigur. Podcast și pentru întâlnirea cu domnul maestru Perșean. Cu mare plăcere. Și apreciez. Pe urmă, revoluție. Mulțumim. Doamne ajută. Spor la vizita, vă doresc. Mulțumim la fel, asemenea. Pe unul este iarăși des întâlnit. Decorația vechilor edificii bisericești. Da, iar aici avem o criptă unde se depuneau cel mai adesea rămășițele martirilor. În România, de exemplu, cea mai cunoscută, sau una dintre cele mai cunoscute, este cea de la Niculițel. Mm-hmm. Când au fost descoperiți Sfinții Patru Martiri. Chestia asta, nu? Da, cel mai adesea. Era un loc ferit. Din acest obicei al martiriilor se datează până astăzi obiceiul de a pune sfinte moaște în piciorul Sfintei Mese la orice biserică ortodoxă. Pentru că înainte se vede clar aici, altarele erau ridicate pe martirii, pe locuri unde se aflau rămășițe ale sfinților mucenici. Și am luat-o pe contrasens. Nu e pe contrasens. Că pe acolo se intre și pe ei se iese. Ah. Nu e contrasens. Un alt sfânt al Tesalonicului, tot din perioada medievală, îi urmează Sfântului Grigorie Palama, este Sfântul Nicolae Cabasila. Este unul dintre sfinții care le dau cele mai una dintre cele mai ample tâlcuiri ale Sfintei Liturghii, se găsește și în limba română. Intrăm pe aici? Scrierea sa? Da. Și totodată este perioada când se cristalizează forma definitivă. Eu nu o să pot să fac asta. Hai, mă! Hai că ești bine. Deci dacă trebuie să-mi dați cu ulei să mă scoateți de aici... Pe unde intrăm asta? Este perioada când se cristalizează forma pe care o recunoaștem până astăzi a cultului creștin. Cultul, exact ca un organism, ca un om, crește. Cine spune că vrea cultul din perioada primară, e ca și cum ai ruga un om adult să poarte haine de bebeluși. Deci pe unde intrăm să ne închinăm la moaște? Eu chiar n-am luat-o bine. Pe acolo, așa. Deci intrarea e pe acolo. Deci chiar ne-a luat-o bine. Și accesul ar trebui să fie pe nava a doua. Pe acolo, da. Da. Să luăm niște mir. Da, m-a rugat Părintele Radu să nu cumva să treceți pe aici și să ne aduceți mir. Da, e chiar mir izvorât de la Sfântul Dimitrie. Pe aici, cred că nu? Sau pe dincolo? Nu, pe aici pare să fie, văd că cei din față pot să... Ah, ok. Vireze. Și aici, uitați, vedem exact cum ar fi arătat vechea colonadă și a fost îmbrăcată în marmură partea unde nu s-a conservat pictura. Foarte dificil de spus cum era aspectul inițial al bisericii complet, dat fiindcă atunci când trec secole apar invariabil și distrugeri. Și aici vedem exact înfățișarea unei minune a Sfântului Dimitrie. Este un asediu al Tesalonicului și Sfântul apare în apărarea orașului
și înlătură pe aceia de asediatori, să vedeți că sunt cei care cad de pe scară și parcă o iau la fugă. La fel cum Constantinopolul era sub protecția Maicii Domnului. Și aici pe Raclă mai vedem scena martirizării Sfântului Dimitrie. În partea dreaptă, uciderea lui de către soldații romani, de către camara azilui, de altfel. Punerea în mormânt. Și în stânga recunosc că nu știu exact care este episodul. Aici este o altă minune, apărarea orașului dinspre mare. Tesalonicul a suferit o devastare la începutul secolului X. Este un tiz de-al meu de care nu sunt mândru, a fost atacat de pirați greci trecuți la islam, Leon de Tripoli și Damian. Sunt comandanții trupelor, îmi cer scuze pe această cale. Să-mi ierte domnii polițiști. Da, exact. Aici, știu sigur, dar nu știu unde sunt moștile. Nu știi să vă spun? Cred că aici, undeva în partea dreaptă, mai în față. Mai este o raclă în partea aceea. Asta e. Sfânta Anisia. Istoria ei, din păcate, nu știu. Știu bine, nu? Da. Ce memorie aveți? On my age. Mergem să luăm bine? Mai văzut că mai sunt niște scări care urc la etaj. Crezi că e ceva interesant la etaj? Nu, sunt ca fasurile. Sunt locurile de unde se asista la slujbă, doar ca perspectivă, că ți oferă viziunea de ansamblu asupra bisericii. Atunci ieșim, nu? Da. Nu înainte de a cumpăra mir. Aici, curtea bisericii? Da. Uite aici, o grămadă de ziduri. Basilicile, de asemenea dimensiuni, erau complexuri arhitectonice. Nu constau doar din edificiul propriu-zis de cult, ci aveau fel de fel de săli adiacente, trapeză, bineînțeles. Aveau xenodohioane, cel mai adesea, locuri unde erau găzduiți călătorii, cei care veneau să se închine sau cei care erau în trecere și aveau nevoie de sprijin. Puteau să aibă școli pe lângă biserică, puteau să aibă orfelinate. Adică vorbim de un întreg complex de clădiri care gravita în jurul bisericii principale a orașului. Despre asta este vorba aici. Și acolo sunt rămășițe din vechile decorațiuni ale bisericii, spre deosebire de exemplu de Sfânta Sofia. Aici vedem că în creștinarea se produce mult mai puternic și toate sunt, nu există simboluri păgâne, sau cel puțin nu văd eu de aici. Nu, nu sunt. Totul stă sub simbolistică creștină.
gata. Final de pelerinaj, final de călătorie. Am zis să avem ultima scenă cu unul dintre cele mai emblematice monumente ale Tesalonicului. Este vorba de Turnul Alb, sau Turnul Ienicerilor. Este turnul... Nu e ăsta, că ăsta nu e alb. Acum, na, cromatica e mai sensibilă mai un pic. La montaj, nu-i problemă. Este evident un turn de pază al portului. Fortificația datează din perioada bizantină, dar și-a căpătat faima după cucerirea turcească a orașului în 1430, fiind refăcut de către sultanul Murad al II-lea, tatăl lui Mahomet Cuceritorul. Motivul pentru care a mai fost denumit și Turnul Ienicerilor se datorează faptului că la Tesalonic era una dintre principalele cazarme ale acestui corp de elită al armatei otomane. Ienicerii erau robii porții, soldații din garda personală a sultanului, cei care îl însoțeau întotdeauna în campanii și care făceau cumva strajă împrejurul lui. Până să ajungem în schimb la ieniceri, am ajuns în forumul orașului Tesalonic. Am lăsat istoria în timpul Sfinților Chiril și Metodie. Cred că ar trebui să ne dăm un pic stânga sau dreapta, că suntem pe pista de bicicliști. Dacă mă vedeți că mă duc, dacă mă vedeți că mă duc spre apă, vă rog, opriți-mă. Am lăsat istoria în timpul Sfinților Chiril și Metodie, deci în secolul IX. Orașul rămâne sub stăpânire bizantină, având parte de un atac. Este jefuit de pirații musulman, dar de origine grecească, conduși de Leon de Tripoli și de Damian. Ulterior, perioada de prosperitate a Tesalonicului pare că se încheie odată cu sosirea turcilor în Europa, în 1354, când trec Galipoliul. Foarte repede urmează un asalt, un asediu turcesc al orașului. Orașul, în schimb, se supune în fața sultanului Murad I și se oferă să plătească haraj, să plătească tribut. Drept urmare, este lăsat să se autoadministreze, nu e inclus în teritoriile turcești. Aici este despot, conducător, Manuel al II-lea, paleologul. O mențiune, în schimb, mai înainte să ajungem la perioada aceasta, Tesalonicul a fost sediul unei rebeliuni populare. Este vorba de războiul civil care a cuprins Imperiul Bizantin în timpul lui Ioan al VI-lea Cantacuzino și aici devine sediu zeloților. Zeloții sunt marinari și oameni săraci care instaurează un soi de democrație populară medievală, resping orice fel de autoritate nobiliară, instaurează un soi de republică ce reușește să se mențină câțiva ani. În cele din urmă au revenit sub autoritatea imperială. Este exact perioada de după Sfântul Grigorie Palama. Imediat după, Tesalonicul devine sediu împărătesei Ana de Savoia. Este împărăteasa mamă a Imperiului Bizantin, care își fixează curtea aici și este recunoscută de fapt drept suprema autoritate a orașului. Vine perioada turcească. Manuel al II-lea, paleologul, profitând de înfrângerea pe care sultanul Bayezid o suferă la Ankara în fața lui Timur Lenk, reușește să restabilească stăpânirea bizantină în regiune, chiar dacă este o revenire efemeră. Cam 20 de ani se menține stăpânirea bizantină, până ce turcii reorganizați de către sultanul Mahomed I revin în forță în peninsula balcanică. Este perioada când s-a implicat și Mircea cel Bătrân în destinele Imperiului Otoman. Și drept urmare, ultimul conducător bizantin al orașului, fiind sub din ce în ce mai crescută presiune turcească, caută să cedeze orașul venețienilor. În 1423, Tesalonicul este cedat Republicii Veneția în speranța că venețienii vor putea să-l apere în fața cuceririi otomane. N-a fost cazul. 7 ani mai târziu, orașul cădea în mâinile turcilor și a rămas sub stăpânire otomană până la 1912, deci aproape 500 de ani de stăpânire turcească. Este o perioadă care și-a lăsat urme profunde în Tesalonic. Există până astăzi o destul de mare doză de ură între greci și turci, drept urmare și unii și alții caută un pic să treacă sub tăcere moștenirea comună pe care o au, dar ea este reală, este aici. În perioada otomană, cel mai interesant, din punctul meu de vedere, aspect din istoria Tesalonicului este faptul că în secolul XVI, aici populația majoritară nu era creștină. Intuiți cine erau majoritari aici? Nici musulmanii. Nici musulmanii, nici creștinii?
nu știu, baptiștii, cine erau? Încă n-a ajunseseră, evreii. Evrei. Sultanul otoman Bayezid al II-lea a avut o intuiție care s-a dovedit extrem de profitabilă. Era perioada când în Spania începuseră marele persecuții religioase ale Inchiziției împotriva evreilor sefarzi. Sultanul Bayezid al II-lea a dat un firman, un edict, prin care arăta că oriunde cuvântul nostru are putere, deci în toate teritoriile care ne sunt supuse nouă, acești oameni ai cărții, așa sunt numiți evrei, sunt bineveniți și oricine le va aduce atingere, se consideră că aduce atingere însuși autorității sultanului. Deci le oferă azil evreilor din Spania în Imperiul Otoman și cea mai numeroasă comunitate a sefarzilor aici se stabilește, la Tesalonic. Și în felul acesta, pentru o scurtă perioadă de timp, e un caz la care eu nu mai întâlnesc corespondent în istoria europeană, orașul ăsta are populație majoritar evreiască. Bineînțeles că lucrurile nu rămân multă vreme așa. El constituie în perioada modernă, alături de Atena, principalele două orașe ale Greciei. Cumva schimbă statutul, nu mai are, nu mai se contează Constantinopolul, se contează Atena. Este unul dintre ultimele orașe recucerite de greci. Grecia modernă este înființată în 1821, dar progresează lent către nord, disproporția de forțe între greci și otomani fiind una destul de netă, de bătătoare la ochi. Însă, în cadrul primului război balcanic, trupele grecești reușesc să-i întreacă pe bulgari. Este momentul în care Grecia, Serbia, Muntenegru, Bulgaria declară toate războiul Imperiului Otoman, încercând să-i anihileze stăpânirea în Europa și, de fapt, numai o chestiune dacă îi bați pe turci. E vorba cât de repede te miști ca să prinzi tu teritoriile respective. Grecii reușesc să-i întreacă pe bulgari în zona Tesalonicului. Bulgarii se grăbeau să obțină ieșire la Marea Egee, așa că reușesc ei să dobândească acest teritoriu. Au fost și destule violențe ale turcilor împotriva grecilor în ultimul secol. Și după 1912 până astăzi, Tesalonicul rămâne oraș grecesc. A constituit un punct focal și în primul război mondial. În primul război mondial, Grecia fiind de partea Antantei, Bulgaria fiind de partea puterilor centrale. Noi, de exemplu, am intrat în război promițându-ni se că frontul de la Salonic, comandat de generalul francez Philippe Sarai, o să ne sară în ajutor la sud. N-au reușit să spargă frontul bulgar, de asta în România exista și zicala of, 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 Sarai, Sarai, noi ne batem și tu stai. La finalul războiului, în schimb, aici a venit comandant generalul Berthelot, cel care a condus corpul expedițional din România, și el a reușit să spargă frontul bulgar și să ajungă până în România trecând Dunărea pe la Giurgiu. El e cel care ne-a făcut mult bine altă dată. Deci, cumva, în felul ăsta, Tesalonicul s-a legat și de istoria românilor, dar nu asta este singura legătură pe care are Tesalonicul. Aici nu vorbesc subiectiv. Guvernul elen, dintr-un naționalism exacerbat, trece total sub tăcere faptul că în zonă până astăzi trăiesc comunități aromâne și megleno-române. Aici există vlaxul dunăren care nu sunt recunoscuți ca atare. Ca și comunitate. Ca etnie, nu există. Pentru că nu li se permite să aibă școli în limba lor, să aibă biserici în limba lor. Care e limba lor? A română. Ceea ce vorbesc cumva și a românii din... Vechiul conflict cu Macedonia, nu? Cum? Vechiul conflict cu Macedonia. Ăla e cumva separat. Ăla e o treabă politică vis-a-vis de... Se mai zice și macedoni, nu? De acolo vine de la Macedonia, nu? Nu-i tot aia. Nu? Nu, macedonienii sunt slavi. Macedonia de astăzi, fosta republică... De unde vine numele de macedoni? De la regiune, dar geografic, nu politic. Aha, ok. Macedonia de Nord este fosta republică iugoslavică, iugoslavă, și are populație majoritar slavă. Macedonii, dar știind, denumirea istorică este de a români, sunt una dintre cele trei mari ramuri ale romanității sud-balcanice. Istro-românii, cei care aproape au dispărut majoritar în Croația, în peninsula Istria. Megleno-românii, așezați majoritar în Valea Vardarului. Și aromânii, cei mai numeroși dintre ei, aflați preponderent în zona Tesaliei și în zona munților Pindului. Ei sunt cei mai numeroși, niciunii nu sunt recunoscuți de statul grec. Grecia până astăzi nu recunoaște minorități. Asta este o nedreptate. Niciun fel de minoritate? Nimeni.
Asta explică, de exemplu, de ce avem aromâni în Dobrogea. Ei nu sunt nativi acolo. Noi, după ce am cucerit Dobrogea, statul român a oferit azil a românilor care erau persecutați aici. S-a ajuns până la crime făcute de naționaliștii greci împotriva populației române din regiune. Până astăzi, e, bineînțeles, ceea ce s-a implantat în Europa, limbile care nu sunt sprijinite de un stat, care nu au identitatea recunoscută, sunt pe cale de dispariție, pentru că devine neprofitabil să le vorbești. Dar am relatarea unui prieten și mulțumesc frumos, Răzvan, pentru informația asta, care venind la Tesalonic, stând la coadă la o înghețată, vorbea cu alți amici de-ai lui români și la un moment dat doi moșulici au spus într-o, ceea ce părea o românească stâlcită, seamănă, că noi înțelegem ce vorbiți voi. În principal, în general, e cam cum se întâmplă cu italienii. A românilor le e ușor să ne înțeleagă pe noi, noi nu prea înțelegem pe ei. Dar comunitățile astea există și ar fi onest și modern, că toți suntem în secolul 21, să fie recunoscute, pentru că nu mai suntem în perioada când dacă recunoști o minoritate națională înseamnă că cedezi teritorii sau mai știu eu ce. E frumos. De respect. Da, este civilizat în momentul de față să oferi dreptul de manifestare la ceea ce ar fi pluriculturalism. Să-ți dai seama că istoria zonei astea n-au făcut-o numai greci. Sunt mai multe comunități aici și fiecare merită să fie recunoscută, pentru că în ceea ce privește traiul, el ține de cu totul și cu totul alte considerente. Nu mai suntem în secolul 19 și ar fi bine să evolueze și mentalitatea de acolo, că dacă spui că cineva are altă naționalitate, altă origine culturală, nu înseamnă că trebuie să declară o republică separatistă română. Clar. Cam asta a fost călătoria noastră. Mergem acum spre hotel. Ne-am împachetat bagajele de azi dimineață, că depășeam ora de check-out și mergem să strâng bagajele. Mai stăm puțin, de fapt nu foarte mult, că e deja unul fără un sfert. Pe la exact peste ora am comandat taxiul, mergem la aeroport, mergem spre casă. Ne vedem cu Damian probabil săptămâna viitoare. Adică peste o săptămână, cum ar veni. Nu putem să încheiem anul fără să mai facem măcar un tur, prin București. Da. Și cred că înainte să încheiem anul, vă fac eu o invitație de data asta în țară, la Timișoara. Ce facem acolo? O să mergem un pic pe urmele Revoluției Române. Ce drăguț. Da, ar fi interesant chiar acum, în preajma comemorării Revoluției. O să apelăm și la un ghid local, pentru că recunosc că eu n-am fost niciodată în Timișoara. Nu, pot să cred. Nu m-am lăudat că... Am fost la tine, dar tu n-ai fost la mine în Timișoara. Era mișto să vă spun că n-am fost nici în Călăraș. Da. E momentul să întorc favorul. Și în felul ăsta vom încheia anul, dar avem proiecte programate deja cam până la mijlocul anului viitor. Nu ne plictisim. Exact. Doamne ajută. Cere bune. La revedere. O zi bună. Ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine.